Petrică? Bă, Petrică! Vezi că începe cariera cu Steaua. Petrică, dă-i pe GSP! Petrică! Dă-mă pe GSP, n-auzi! From the other side, so salute! Salutare, prieteni! Suntem în fața finalei acestui turneu amical împotriva lui Sport Lokeren, o echipă din Belgia, dacă nu mă înșel. Vedem acolo ceva jucători interesanți transferați în Callejon la Everton, Giroud la Borussia Dortmund, João Mario s-a dus la Watford. Ce e de bani au aia de la Watford? Ia să vedem. Am primit foarte, foarte multe sugestii de jucători din partea voastră. Au fost vreo 40 de comentarii, foarte, foarte mulți jucători și peste 100 de like-uri, ceea ce m-a încântat foarte mult. Haideți să vedem dacă reușim și de această dată să strângem această sumă de 100 de like-uri. Vedem aici un jucător de 18 ani, Cicăldău, de la Viitorul. Andu Moisi, ăsta zici că e bătut. Andreas Călcan, jucătorii din Liga 1, jucători tineri, vedem Iacob, sincer aș avea nevoie de un portar precum Iacob, Păcar, 24 de ani, un jucător bunicel, Carp se pare că este la Viitorul, o să vindem ceva jucători și o să mai aducem câțiva, Michael Seaton, interesant, nu știu câți jucători o să aducem. Și cei drept n-aș vrea să, uite, pe Gabriel Iancu, ce-ar fi să-l aducem pe Iancu înapoi? Interesant, haide să le dăm vreo 500 de mii de euro. Are doar 21 de ani Iancu, n-ar fi rău să vină înapoi. Nu vreau să aduc jucători care i-am avut și în echipa precedentă, adică, nu știu... Știți și voi prea bine. Haideți să vedem ce am putea noi să vinem de la echipa asta. Începem de aici, Popescu. Haideți să-l dăm un țel. L-aș împrumuta. Jucător tânăr. Chitoșcă. Ăsta ar putea să evolueze destul de bine. Popadiuc. Ăsta aș vrea să-l vând ce-i drept, dar nu se poate. Ok. Vâlceanu. Îl dăm în promot pe Vâlceanu. Sau chiar îl vindem. Achim. Hai să-l păstrăm pe ăsta. Avem nevoie la mijlocul terenului. Enceanu, sincer, nu mă interesează. Tahar. Îl punem și pe el pe lista de transferuri. Ok. Ștefănescu. Îi vom... Închide contractul în aceste momente, îl vom lăsa liber de contract. Mihalcea, o să-i dăm ceva șanse lui să joace. Grădinaru, haide să-l vindem. Tadei la fel, dar nu se poate, îl punem pe împrumut. Ok. Param, pam, pam. Borceanu, oare mai cumpără cineva pe Borceanu? Popescu a venit de curând, ok. Filip, formă bună, hai să încercăm să-l vindem. La fel și Golubovici. Ok, trecem aici. Tamaș, 31 de ani totuși. Târnovan, e împrumutat la Cluj. Aganovic, lui ăsta i-au greșit vârsta. El are doar 26 de ani de parcă, 26 de ani. I-au pus aici ca 34. Se va retrage la finalul acestui sezon. În fine, vom juca cu el să vedem cum va evolua. Ok, și prima dată aș vrea să caut un fundaș central din Liga 1. Uite-l pe Țăru. El ar fi un jucător pe care eu l-aș transfera la Steaua, Țiru.
se vorbește frumos despre acest tânăr jucător de la viitorul. Și mai dăm un enquire acestui jucător. Să căutăm și prin lira a doua, Benga. Poate ar fi și el o soluție. De ce nu? Doroboratu a fost jucător la Steaua, nu? Să rămână acolo. Codruț Cioranu, 17 ani, de la Berceni. Flămân Zeanu, ce nume are ăsta? Ghiocel. Jucător cu nume foarte, foarte interesante. Epaminon Danicu, a jucat mult timp în liga întâi, dar are 35 de ani totuși. Căutăm și în liga 2, seria 2, ceva jucători. Rareș Cucui, din câte știu eu, ăsta este un jucător bun. A fost pe la Cluj și ar putea să joace ceva. Hai să oferim și o sumă pentru el. Încerc să iau jucători români sau cel puțin jucători cunoscuți. Și haideți să simulăm această finală cu Lokeren, să vedem ce face echipa noastră. Unul la 1 după prima repriză. William Dea morim și Stanciu face 2 la 1. E 2 la 2, ce meci nebun. Oh, și se pare că Lokeren câștigă la penalturi, 5 la 4. Nah, păcat, păcat. Puteam să obținem ceva bani frumoși de acolo. Dar n-a fost să fie. Stanciu se pregătește să ajungă la 73 OVR. Da, mulți mi-a spus de Ivan, de Tătărușanu, dar sunt jucători pe care eu i-am avut și nu o să-i mai aduc acum. Vreau să aducem ceva jucători noi. Ia să vedem. Rosescu, la fel și, nu știu, ceva nou probabil. Alexandru Mateiu, jucător foarte tânăr și de valoare. Ia să vedem dacă noi am putea să-l cumpărăm. Sincer, aș vrea să-l dau pe Filip și încă vreo 200.000 de euro. Ar fi o afacere bună, Mateiu, jucător tânăr pe care eu aș vrea să-l cumpăr, ce-i drept. Bogdan Mitrea, Yanis Hagi, l-am avut și pe Yanis Hagi, Dele Alli nu mă interesează, iar jucătorii străini nu prea. Cheșeru, da, poate Cheșeru. Ia să-l căutăm pe Cheșeru. Claudiu Cheșeru. Haideți să le facem și o ofertă de 2 milioane de euro. Și am ajuns și la Lucian Sân Mărtean, care se pare că nu se va retrage și am putea să-l cumpărăm pe Nea Lucică. 1.200.000 de euro, pentru că are un salariu foarte mare, chiar dacă are 35 de ani, ar fi un jucător care ne-ar ajuta mult, zic eu. Ia să vedem. Cică-l dă 450.000 de euro. Hai să mai scădem un pic. Jucătorul de 60 OVR, mijlocaș central. Să-l cumpărăm și pe Florin Iacob. Este un portar bunicel. Hai să dăm 500.000 de euro pentru tânărul portar. Și Bordan Șandru de la Pandurii Târgu Jiu ar putea fi o achiziție bună de fundaș central. Nu e
chiar foarte tânăr, dar nici bătrânel. Ia să mai vedem. Cioranu, nu prea valorează nimic. Bogdan Țiru, 975.000 de euro vor pentru el. Interesant pe... Se pare că nu vor să-l dea pe Cucui momentan. Haideți să mai mărim o dată oferta pentru acest tânăr fundaș central. Am putea face o achiziție bună, zic eu. Claudiu Cheșeru, 3.300.000. Lucian sunt Mortean, 2.200.000. Doar poate vor accepta și oferta mea. Ia să vedem. Acceptă pentru Cheșeru, 2.000.000 de euro. Ok. Îi dăm crucial lui Cheșeru. Și 2.200.000 vor pentru Lucian Sârmărtean, dar o să dăm ceva la schimb, sper eu. Pe cine am putea noi să dăm la schimb? Marco Momcilovic și 1.200.000 de euro. E pe aproape. Primim oferta de împrumut de la Petrolul pentru Onțel. O să-l dăm la Petrolul. 1.325.000 de euro pentru băiatul ăsta. Dar nu. Nu se poate. Oh, sumă mare, sumă mare vrea și viitorul pentru Țiru, dar poate fi un jucător de valoare mare. Și refuză și pentru Iancu. Oh, viitorul ține la preț mereu. Sincer, l-aș aduce pe Iancu înapoi. Să vedem cum se mișcă Iancu. Cred că v-ar place și vouă acest jucător. Viitorul acceptă pentru Cicaldău. Haide să luăm și pe acest puști. Ok. Cam atâta. Mai avansăm o zi. Avem foarte, foarte multe oferte în desfășurare. 600.000 de euro vor și pentru ăsta, dar mai bine le iau pe Țiru de la Viitorul. Dau un ban în plus, dar măcar îl iau. Cheșeru, n-ai vrut. Aia nu vrea să plece de acolo. Haide să-l convingem să vină la Steaua. O revenire a lui Cheșeru ar fi senzațională. Și să luăm și pe Iacob. Nu știu însă ce OVR are și nu cred că e foarte mare, așa că renunțăm la această idee să luăm pe Iacob, cel puțin momentan. Dacă avem nevoie, poate, poate. Nu vor, nu vor să facă această mutare. Haideți să vedem dacă găsim altceva. Golubovici. Poate au nevoie de atacant. ...975.000 de euro vor până la urmă pe Țiru și o să dau această sumă. Poate o să mă păcălesc cu el pentru că este o sumă destul de mare. Iar pe Iancu nu vor să-l dea nicicum. Mărim oferta la 1.200.000. E un jucător tânăr, Iancul. Și uite ce ne face, ce ne face Hagi. Acum îl vrem înapoi pe Iancu. Toșcă și Cojucaru. Antrenamente bune pentru cei doi. Primim oferta pentru Tade de împrumut. Nu o să-l dăm împrumut la Astra. Mai bine îl ținem noi. Ce vrea băiatul ăsta? 2150, bla bla. Bine, haideți să-i dăm. Avem nevoie și de acești jucători tineri. Mereu e nevoie de jucători tineri. Și acceptă oferta Golubovic și 1.200.000 de euro pentru Sân Martean.
Ar fi un transfer foarte bun, chiar dacă plătim această sumă mare, cashierul nu vrea, dar viitorul acceptă pentru Țiru, care poate fi un jucător foarte, foarte bun. Haide, Țirule! €2.000.000 pentru Gabi Iancu, ca mare suma, Nehagi. Vă dau pe Enache și 1.200.000. Cercăm să aducem jucători buni. Acceptă și acest Puști. Bine ai venit. Cineva îmi spunea că fac transferuri slabe, că nu știu să fac transferuri, dar că aduc jucători slabi. Eu încerc să fac transferuri cât mai realistice. Jucăm și primul meci din Liga 1 Orange. L-am adus pe FOC, pe Crețu, sunt jucători cât mai realistici. Dacă aducem super jucători pe 5-6 milioane, ce e aia? Pentru că asta nu s-ar întâmpla niciodată în viața reală, deci nu e prea frumos. Ca și cum dacă aș vrea acum să-l aduc pe Chiriche și ar trebui să dau 8-9 milioane de euro, iar Steaua n-ar face asta niciodată. Minutul 80, aproape 0-0. Doar 0-0. În acest prim meci, în deplasare la ASEA. Ok, acceptă și Țiru. Haide că am adus ceva jucători foarte, foarte buni în acest episod. Bine ai venit, Țirule. Haide să vedem pe noi jucători. Țiru, 65 OVR. Și-l vedem și pe Cicaldău, acest Puști, care îmi place mult. Țiru, 65 OVR. Foarte bun deja. Va intra în locul lui Tamaș, care are o vârstă foarte înaintată. Țiru, doar 21 de ani, va fi un Puști bun. Va veni și Sân Mărtean, probabil, și ne facem o super trupă. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like și un share masiv pe Facebook. Noi ne vedem data viitoare. We'll be right back.